Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune tânăr cu mintea întreagă. Sunt Raul Damian împreună cu Sara Ațuz și cu Ionuț Haidu. Deja v-am obișnuit în acest format. Bun regăsit, dragi colegi. Bine v-am regăsit. Salutare tuturor! Astăzi propun să discutăm o altă temă foarte, foarte interesantă Foarte de nostimă ce? Foarte nostimă, dar și serioasă în același timp De ce se căsătoresc tinerii tot mai uh, târziu? Hai să ne vedem, să începem prima dată cu câteva motive, poate laice Mergem și în motive spirituale, dacă există așa ceva uh, Începem cu cele laice De ce credeți că se... Ce înseamnă... Nu un pic, ce înseamnă uh, atât de târziu? Pentru voi, adică... O, oh, bună întrebare da, da. Ce înseamnă atât de târziu? Ce înseamnă Raul târziu? Păi eu, eu, din punctul meu de vedere, târziu înseamnă, uh, să zic, deja peste 27, 28, 8, 9, 30 de ani. Față de, eu generațiile, nu, de generațiile da, da. de acum 30-40 de, de, ani, uh, atunci fetele cel puțin se căsătoreau foarte repede, băieții, hai să zic, 24-25 de ani, fetele 18-20 de ani, uh, eu acum 19 ani, 19 ani suntem cunoscut, sunt uh, în relație cu, cu Adina. Bine, ne-am găsit de vreo 16 ani, am stat vreo 3 ani în relație de prietenie. La mulțumesc, mulțumesc. Da, mulțumesc la fel. Dar tot uh, tine, adică la 23, 24 de ani, amândoi. Păi societatea e total schimbată. Pentru că erau și mai mulți copii acasă, era și mai greu un picuț acasă și abia așteptau să mărite fetele, știi, imediat, chiar și înainte de 18, cu semnătura părintelui, plecau de acasă, își făceau viața lor. Așa era societatea, erai într-o altă dinamică. Acum, adică lucrai foarte mult pentru, pentru familia, erau uh, foarte mulți în casă, acum vrei să lucrezi un car uh, pentru tine. Nu, acum lucrăm, fii atent, acum lucrăm cu aceeași intensitate, numai, nu pentru 10, ci pentru 1 atunci, cum... Acum, să fim realiști. Tu ai plecat în puful părinților de acasă, dacă îți dau mâncare, bani de buznar, mașină, -ă tot ce vrei tu. Asta. Deci, cum să pleci, frate? Adică, cum să mergi pe mâna unui străin? Nu? Da. Adică, când mama și tata, e soare și lună pentru ei. Clar, e altă... Și pe altă... mâna unui neîndemânatic, da, adică a mea. Corect. <laughs> <laughs> ne pus să muncesc, ne <laughs> nu știu să bat un covorț, <laughs> uh, nu știu unde e uh, o firma de unde plătesc cu curentul, apa. Ca să, care să răspundă întrebare cu prea târziu, e prea târziu atunci în momentul în care uh, analizăm prea mult și da, nu se mai căsătoresc. Se analizează prea mult, stai prea mult, singur te-ai obișnuit odată, încă o dată, în puful de acasă, te-ai obișnuit cu totul, tot ce ai primit. Și lucrul ăsta te duce într-o zonă a aparent binelui. lui. Bă, mi-e bine așa, zice, știi? Cam asta e răspunsul. Mă, de ce nu te și tu te pui la casa ta, știi? Mi-e bine așa, nu mă risc, știi? Acum, intrăm uh, noi imediat în motive laici, like, acolo e mai uh, picantă uh, discuția, dar cred că un pic când vorbim de prea târziu atunci când, uh, uh, nu știu, cred că considerăm că noi trebuie să rezolvăm ce doar căsătoria poate să rezolve. Uh -huh. Și aici... Dar dacă am mentalitatea asta la 18 ani, e prea... mă căsătoresc prea târziu sau... Păi, la 18. La, păi, anumale? nu, dar eu, eu cred că mentalitatea asta de câte căsătorești prea târziu, când vrei să rezolvi chestii care re... vrei să rezo le vrei să le rezolvi singur, dar poți numai în căsătorie, în generația din ziua de astăzi, de la vreo 20 de ani, deja ei vor să facă lucrul ăsta Să se căsătorească? Nu, vor da, să-și rezolve anumite probleme fără uhum? să se căsătorească. Sucumimea... Da? Vor să fie independenți financiar, vor să nu știu de la 20 ceva de ani. Deci, cred că ar fi. Nu, nu-i prea târziu să te căsătorești de la 20 de ani. Da, da, asta zic, hormonii există și presiunea din ce în mai mult. Dacă în da. Și de ce, adică de ce ne-am fi frumos să construim ceva împreună? Cred că aici pierdem. Esența e individualismul sau a face lucrurile împreună. Dacă, da, într-adevăr, suntem numai noi lingură și furculiță, nu avem nimic, dar de ce doi care nu avem nimic, să facem ceva, o chestie frumoasă împreună. Așteptăm într-un mod paralel să, dezvoltăm, să ne dezvoltăm fiecare, nu știu până când și când ne vom dezvolta, ca atunci să creăm și noi. Nu, asta e greșeala. Relația se, se dezvoltă împreună, se crește împreună. Noi intrăm într-o relație când suntem pregătiți. Pregătiți o să fim niciodată. Normal. Dar ne pregătim unul pe cel și avându-ne unul pe altul în relație, asta ne pregătește. Asta e mare diferență, știi? Acum, noi, din nou, o altă presiune a societății în care perfecționismul, da? Îți spune trebuie să faci asta, asta, casă. să. Nu, 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 nu. Noi făcând lucrurile devenim. Trăim împreună. Având... De ce să o lungi? Ai un prieten la 18 ani. De ce să o lungești până la 30 de ani, de exemplu? Îmi zic ca eu că ca sunt ce? câteva motive pe care le-am găsit eu. În primul rând, sunt legate de valori. Bunicii noștri, părinții noștri, își extrageau valorile în familie, școală și biserică. De acolo da. își extrageau ei valorile. Despre viață, despre totul. Astăzi tinerii și au valorile din mass media. Instagram, Facebook și exact. alte social adică media. Adică ei, ei acolo nu văd tineri că stoiți la 18 ani, 20 de ani. Yeah. Ei văd că au... Așa. Apoi, după aceea, un alt motiv. E scopul. Dacă scopul este satisfacerea și vorbeai un pic despre ce oferă astăzi mass media, în mod special... Ei caută foarte mult uh, împlinirea și se oferă uh, foarte mult, din păcate, pornografie. Asta înseamnă că ei deja gustă. Statisticile vorbesc de 10-12 ani în mm -hmm. care ei gustă, intră în lumea asta. Ei, și se, se gândesc, de ce să mă căsătoresc? Dacă deja am parte de, de lucrul ăsta, adică scopul uh, tinerilor îl fac plăcerea și pentru că deja gustă plăcerea, ce ar putea să-mi mai ofere căsătoria în afară de uh, ceea ce deja am parte? Uh, și atunci când ai în scop, ai ca scop, uh, apoi primată valorile, apoi ca scop, dacă ai plăcerea proprie, atunci vei... Vei, vei, vei lăsa căsătoria pentru vedem dacă. Asta Aza. mai e în, în lumea laică. Pentru că da, în lumea creștină, lumea creștină din păcate, există destul de mulți tineri, cel puțin eu cunosc destul de mulți care au 27, 28, 30, 37 de ani nu sunt căsătoriți sau căsătorite, și nu că chiar își doresc să se căsătorească și își caută și nu-și căsesc Mau, pe cine? Nu. De ce? Acum hai să mergem, hai să mergem sistematic. Hai să Bun. găsim câteva motive la aici și pe aia uh -huh. spirituale. Că aici e o chestiune chiar importantă. Uh, hai să vedem, zicem fiecare, unul, două... Zi, 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 uh, zi tot tu, tot tu, nu știu, pe -aia zic eu. Aurea, da? Hai. Uh, like. Lipsa responsabilității. Eu cred că nu ne căsătorim pentru că nu suntem responsabili. Uh, fiind instructor auto câțiva ani de zile, când eram instructor, vorbeam exact lucrul ăsta și ăsta era feedback-ul primit. Bun, mă căsătoresc cu băiatul ăsta. Dar ăsta, în afară de PSE nu știu care, în afară de FIFA, în afară de jocuri, ăsta nu știe nimic, nu face nimic. Adică nu-i un om responsabil și eu ca fată, dacă ar fi, nu mă căsătoresc cu unul care... Nu știe... Cu un papă lapte, exact. zic eu asta. Nu, Adică nu mai trăim într-o societate responsabilă, repet, primim totul, prea mult primim și atunci noi n-am mai creat noi nimic. Și ești pus în fața faptului să creezi ceva, abar n-ai, tu n-ai creat o compunere la școală, și pe aia ai, copi ai copiat-o. Nu ai creat uh, o mobilă în casă, un, ai nevoie, nu știu, și dacă vrei să-ți ceva în casă, trebuie să ai ajutor de undeva exterior. Nu mai avem o creativitate, nu mai avem o responsabilitate, asta am vrut eu, mobila asta am vrut eu, nu se potrivește, ai nu-i treabă că se potrivește sau nu asta am vrut eu, asta mi-am asumat eu la mine acasă, asta e asta și în viață nu creem, nu ne dezvoltăm nu reușim Cu mai legat de, reușim. de lucrul ăsta aș spune și eu că un alt motiv laic sunt standardele standardele și greșite și în alte. Da, exact. Da. da. Adică ai și standard greșit, adică băiatul trebuie să fie da, din familie bună sau să aibă material, da, sau depinde, să fie la școala aia bună, să cânte sau să facă ceva. Adică trebuie să fie vreo vedetă pe undeva prin prin ca sau Calfel, un ceva. sau să parcheze ceva. Da, da, da. da, asta este un standard greșit sau un standard prea înalt. Da? Domnule, ăla trebuie să aibă școala terminată, să știe să vorbească. Să... Nu, domnule, stai un pic, că învățăm împreună. Trebuie să avem locuință unde ne mutăm după căsătorie. Stai un pic, omule. Și dacă am stat în chirie 12 ani, nu-i problemă. Dacă stai în chirie, Nemții stau toată viața în chirie. Și n-au da. nicio problemă. Bun, au probleme în căsătorie nici, dar n-au probleme din să stea în. Din cauza chiriei. Dragă, <laughs> nu din ca... asta, e, asta e ideea, că nu e din cauza chiriei. Tocmai. Măcar că scchiriile duble aproape ca la noi. Dar. Ideea este de ce ai stat asta foarte înalt, de ce ai așteptat, de ce nu intri într-o într, -o, într -o relație cu cineva cu ca care să, exact, să faci lucrurile împreună. Adică, făcând lucrurile împreună, dacă, de exemplu, te căsătorești și tu ți ajungi partenerul să-și termine facultatea, nu crezi că te va aprecia mai mult partenerul după terminarea facultății? Când, dacă tu îl, îl, te căstorești și îl spui, îl trimiți pe soțul tău la un curs de limba engleză, da? Aici mă pentru tine sau un curs de informatică pentru tine. Uite banii, din banii noștri, de nuntă sau din salariile noastre, dacă lucrăm, dar, uite, vreau să investim în noi, într-un fel. Exact. N-am, împreună să construim. Apoi, când o să ai un job mai bine plătit, după un curs făcut în căsătorie, nu o să-ți respecti mai mult partenerul, pentru că împreună ai trecut și a fost greu, n-a fost ușor. Deci lucrul să va fi foarte greu, că vei tăia de la plăcere, de la concedii, dacă ai numai concedii și standarde de astea, adică vreau să mă construiesc cu cineva care după luna de miere să mă tot țin într-o de miere, și să avem financiar, să stăm bine, să putem merge prin Hawaii, Bali, prin... Am văzut prea multe filme persoana respectivă. Da, dar cred, că, dar cred că... Eu nu sunt neapărat să referit la chestia asta. Eu cred că eu nu sunt mai mult să o referi la maturizarea omului. Pentru că omul respectiv nu e matur. Adică, când crești numai în casa Mală. părinților tăi, și te joci pe PS și n-ai mm -hmm. nici măcar mașină și cum ai zis tu, nu mai există unul, nici măcar o compunere de 25 de rânduri nu știi să faci. Um, îți pun un semn de întrebare dacă chiar te poți baza pe un respectiv sau nu. Și din păcate, um, lumea din ziua de astăzi, atât fetele cât și băieții, au pierdut sensul ăsta de responsabilitate. Nu mai poți să fii responsabil nu, nu mai, mai căsătorim atunci, dacă toate familiile sau în general familiile nu uh, își educă la muncă, la responsabilitate de copii. Poate vor trebui tinerii să se ia așa un pic mai irresponsabil față de generațiile hmm. trecute și împreună să devină responsabil. Vor avea mai mult de, de lucru, dar eu cred că lucrul să îi va lega și mai mult. Da, eu cred că mea. un alt motiv pentru care lumea laică, dar și cea creștină se căsătorește de tânăr și așteaptă până la adânci pătrâneți, este faptul că vrea să devină independent financiar și vrea să aibă casa lui, să aibă mașina lui, să aibă jobul respectiv, să-și dezvolte cariera și doar atunci crede că va fi pregătit pentru o familie și pentru o familie în care să aibă copii și nu știu ce. Chiar poate după ce se căsătorește, dacă își găsește un soț sau o soție, o să spună stai că încă nu suntem pregătiți să avem un copil, hai să mai așteptăm, hai să ne mai dezvoltăm financiar, material, toate astea. Eu cumva, dacă vreți, un efect al domino uh, pe, al independenței. Uh, mă amintesc un lucru și după aceea, pentru că timpul trece, vreau să răspund la întrebarea de ce să mă costăresc mai repede. Uh, un, un lucru pe care l-am sesizat în generația actuală e că lipsește uh, o educație masculină. Eu cred că lipsește foarte mult. Ce ui, fain că ai zis tu asta și nu uh, trebuie să zic uh, eu asta. Da, da, da. Cred că bă, bărbații uh, li, lipsesc din ce în ce mai mult, într-adevăr, spiritul ăsta de, de a fi bărbat. De a vizeci. risca de a fi responsabil, că am vorbit de responsabilitate, de a-și asuma, de a lua poveri, de a duce, de a se lupta, de a dori el să protejeze, nu să se ascundă acolo în spatele soției. Cred că asta într-adevăr lipsește și sunt foarte multe fete care într-adevăr caută totuși un, un, băiat cât uși de puțin mai, mai responsabil și probabil că asta ar trebui mult investit în generația ce urmează în bărbați, în mod special. Uitați vă că de conferințe de femei sunt și ele se adună. De bărbați uh, sunt și ele dar mai puține. Bun, de ce să ne căsătorim mai tineri? Vă întrebăm pe voi că voi sunteți căsătoriți cu copii, aveți soții frumoase, de ce să ne căsătorim noi că tineri, ne căsătorim mai Pardon. repede? <laughs> Pentru că e natural. Și am ales cuvântul ăsta, atât mă gândeam la un cuvânt natural. Asta e normal cele mai frumoase uh, clipele am trăit luptând alături de soția mea, luptând alături de partenerul tău în atingerea unor obiective. De fapt, uh, lupta asta ne schimbă, ne transformă, ne șlefuiește și ne aduce împreună. Noi deci, unii sunt atât de săraci încât n-au numai doar bani. Nu mai au nici bucurie, nici obiective, nu mai au nimic. Deci, atât de bogați sunt cât nu mai au nimic. Ei de la nimic ăsta. Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare, așa a făcut în viața noastră ca și familie și atâtea uh, exemple putem să dăm când Dumnezeu a binecuvântat disponibilitatea noastră de a ne ține de mână și la bine și la rău, obiective atinse, bărând, pentru că cunosc ca și pastor și familii care într-adevăr s-au ținut numai de mână, dar nu au mai luptat, ei numai s-au iubit, s avut unul pe altul, dar nu am mai avut obiective împreună spirituale, obiective sociale, cum vrei să le numești, materiale, au ajuns la o anumită vârstă în căsătoria lor și ei rămân doar copii în relații. Ei nu s-au dezvoltat. Pentru că relația dezvoltă, de o relație dinamică, nu o relație pasivă, în care noi numai stăm pe canapea în fiecare zi. Metaforic vorbind, plastic. Doar atât am reușit să avem. Să ne avem unul pe altul, unul lângă dar n-am reușit să creăm. Uh, N-am fost pregătiți pentru copii. Noi n-am fost niciodată pregătiți pentru ceva. Uh -huh. Cam asta e ideea. N-am fost pregătiți să plătești un preț, un risc. Dar din riscuri și din prețul plătit reies adevăratele fericiri și bucurii și trăiri. Dacă mă uit în spate, mă bucur că am fost suficient de nebuni și eu și Dana să facem copii imediat după căsătorie să facem trei copii, să îndrăznim, să luăm credit de la bancă, să plătim, să murim și să înviem, să plângem și să râdem, dar să facem împreună. Dacă e să mă uit în spate acum, mă uit de Toate trăirile pe care le-am experimentat E asta lipsește generației Trăire, de asta vreau să mă leg Eu de ce se mai repede Iarăși și cu timpul Am zis eu mai mult Eu o să mă rezum pentru că timpul e limitat Aș fi avea multe motive Dar unul dintre ele Ca să guști mai mult din bucuria vieții Noi trăim Atât de limitat Uitați-vă, doar într-un telefon mobil Doar pe o singură nișă familia îți oferă mult obiectivele de care vorbea eu uh, nu știu mai devreme, îți oferă atât de... Nu te plictisești. Uitați-vă, generația tânără e foarte plictisită, măcar care au foarte multe de făcut, dar parcă e foarte plictisită în același timp. Parcă mi se pare că s-a îngustat foarte mult nișa vieții. Pe când familia, când te căsătorești, începi să, încep să te dezvolți tu personal, începi să-ți dai seama că ai nevoie să vorbești mai bine înseamnă că trebuie să mai citești, înseamnă că trebuie să uh, fii mai uh, uh, igienic, înseamnă că trebuie să fii atent la lucrul ăsta, uh, că soția îți cere la partea vestimentară, să nu mai vorbesc de inimă, lăcomie, invidie, răutate, vezi că e egoist, vezi că e mândrie și partenerul te corectează. Ei, dar corectându-te și făcându-mă un om mai șlefuit, de fapt voi, voi gusta mai mult din viață, din plăcerile vieții. Că în momentul în care ești smerit îți dă Dumnezeu har, îți dă Dumnezeu viață, îți dă Dumnezeu bucurii. În momentul în care venim în locul în care Dumnezeu ne-a vrut, atunci începem să gustăm foarte mult. Copiii, când apar copiii, vorbește societatea că e greu, că nu i de făcut copii. Că nu mai dormi. Că nu că... mai dormi. Din potrivă, ai cea mai mare bucurie. Pe toți îi sfătuiesc. Care pot. Acum, o altă problemă, de fapt, că nu mai putem avea copii. Asta e o mare problemă. Infertilitatea dar faceți copii. Deci sunt zone în familie, în căsătorie, pe care nu le poți să experimenta singur ori câți bani ai avea, ori pe unde te-ai plimba, nu poți să experimentezi. Ce fain! Dar asta este unul dintre dintre motive. Străbunica mea spunea așa nu te căsătorești când vrei, te căsătorești când ai cu cine. Așa că, dacă ar fi... Școala vieții. Da, da dar cred că e foarte fain și, într-un fel... Eu, eu, sincer m-aș căsători de tânără dacă aș găsi cu cine. Dar eu zic eu că am... doar să deschizi ochii, acum mai să serioși și nu cred că mai <laughs> avea. Dar eu, am, -am un, un singur, eu am un singur requirement, să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima și să fie credincios lui și să fie slujitor acolo unde e așezat. Ma, nu trebuie să arate ca și Carlos Sainz, ca și Brad Pitt, trebuie să arate un pic frumos să nu fie așa, dar să fie dar să fie credincios și asta și cred că până la urmă și orice băiat își va găsi o fată de tânără sau de tânăr dacă caută după principiile lui Dumnezeu și dacă caută valorile și standardele biblice așa cum cere Biblia, nu standardele astea că vreau să aibă Mercedes AMG nu știu ce, nu știu cum Aici încheiem. Măcar că am avea atât de multe de discutat. Da, da. Apostolul Pavel spune fugiți de curvie. Asta e un alt motiv pentru care ar trebui să te căsătorești, mai ales într-o societate sexualizată astăzi. Raul Damian, Sara Tsus și Ionuț Haidu ne-am bucurat să discutăm în cadrul emisiunii Tânăr cu mintea întreagă despre acest subiect, de ce se căsătoresc din ce în ce mai târziu și concluzia a fost că ar trebui să ne căsătorim mai repede pentru a gusta din bucuria vieții și pentru a avea până la urmă relația de durată, adică pentru toată viața. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, numai bine până atunci.